Vă spunem cu bucurie, bine ați venit la Casa Domnului și vă invit să cântăm cu inimă plină de bucurie pentru Dumnezeu nostru mare, despre care cântăm acum. Și poetul vrea să ne spună că munții înalți și creația întreagă îl laudă și spun că Domnul nostru este mare. Apoi el vine și spune că oceanele prin măreția lor cele ne arată din nou, încă o dată, măreția și gloria lui Dumnezeu. Stelele ne șoptește și ele că Dumnezeu este mare. Haideți să stăm ridicați și împreună, cu bucurie despre acest mare Dumnezeu, să cântăm, să lăudăm cu toată inima.
Slăvit să fie Domnul! Cântarea aceasta am cântat-o ca și când am fi așa de conștienți cât de mare este Dumnezeu. Am evaluat toată bunătatea lui Dumnezeu, toată dragostea lui și am ajuns la concluzia că Dumnezeul nostru este atât de mare. Oare am cântat conștienți de acest lucru, cât de mare este Dumnezeul nostru, sau în timp ce cântam, poate gândurile noastre încă se plimbau prin mintea noastră și abia acum când vă provoc eu, ne gândim serios că am cântat ceva foarte special despre un Dumnezeu așa de mare, unui Dumnezeu așa de mare. Și din toată inima sunt convins că acest Dumnezeu așa de mare merită lauda și închinarea noastră și merită să-i spunem în seara aceasta de multe ori: Doamne, cât de mare ești și ce mare e bunătatea ta și ce mare e dragostea și credincioșia ta. Și în seara aceasta de aceea ne aflăm aici, să continuăm să facem lucrul acesta. Am cântat lucrul acesta și vă invit din toată inima să facem lucrul acesta și în momente de rugăciune și să spunem: Doamne, îți mulțumim că ești atât de mare, Tu Dumnezeul Universului, al creației, ai timp să te ocupi de noi, așa o ființă neînsemnată, așa o ființă fără valoare. Ceea ce a pus valoare în trupurile acestea de carne este numai bunătatea și dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și ca să fim convinși că această bunătate a fost materializată în seara aceasta pentru fiecare dintre noi, este faptul că ne aflăm în casa lui Dumnezeu. Dacă n-am fi fost aici, n-am fi cântat cântarea aceasta. În primul rând, n-am fi cântat cântarea aceasta. Poate eram acasă și ne-am fi gândit: e mare bunătatea lui Dumnezeu. Dar fiindcă suntem aici, am cântat deja și acum ne și putem ruga și să proclamăm Dumnezeu acesta mare ca fiind Dumnezeul nostru. Slăvit să fie numele Lui în veci. Amin. Ne rugăm Domnului cu toții. Amin. Cei ce aveți la dumneavoastră Biblie, vă rog să le deschideți la epistola pe care Apostolul Pavel o scrie bisericii din Filipi, deci Filipeni, în capitolul 3, citim cuvântul Domnului între versetele 10 și 14, pagina în Biblie 1153.
din Biblia în versiunea Cornilescu. 1153, Filipeni 3, începând cu versetul 10. Apostolul Pavel, care scrie această epistolă, scrie bisericii din Filip. Declarația inimii lui: și să-L cunosc pe El, spunea Pavel, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Amin. Vă rog să vă reașezați. Acesta este cuvântul sfânt din care în seara aceasta vom predica Evanghelia. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să folosească acest cuvânt pentru încurajarea noastră. Pe Pavel l-a încurajat, pe Pavel l-a motivat. Aș dori din toată inima și pe noi să ne încurajeze acest cuvânt, să avem aceleași gânduri care au fost în inima lui Pavel, aceleași năzuințe care le-a avut Pavel, și să mergem spre împărăția lui Dumnezeu cu aceste gânduri. Sunt niște gânduri atât de frumoase, parcă pentru vremea pe care o trăim, nu știu dacă ar fi gânduri mai speciale. Dacă am avea această dorință care era în inima lui Pavel atunci, să-L cunosc pe El, ăsta era tot dorul lui Pavel și puterea învierii Lui. Dacă am avea aceste gânduri în inimile noastre în călătoria spre cer, cred că am fi tot timpul niște credincioși biruitori, niște sfinți biruitori pe pământ cu Domnul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Din toată inima doresc să spun tuturor fraților și surorilor care și în seara aceasta sunt în casa lui Dumnezeu: bine ați venit în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, Dumnezeu să ne facă parte la toți de harul Lui și împreună să ne dea acest har măreț, să-I lăudăm numele. Frații mei, este o mare onoare să avem această oportunitate să lăudăm numele Domnului. Nu o pierdeți, nu o ratați în nicio ocazie. Faceți cum puteți, deschideți-vă inima și gura și să-L lăudăm pe Domnul nostru, că merită. Merită. Imaginați-vă dacă aici uneori privim la imagini care se filmează din biserică și uneori acasă când avem curiozitatea chiar să vedem ce s-a întâmplat în biserică, într-o anumită dată ne uităm și poate ni se observă fața în filmarea ce frații o fac în biserică și realizăm că noi am cântat frații cu râvnă aici, unii dintre ei, mai ales grupurile de laudă, și noi nu am deschis gura. Și vă rog să faceți lucrul acesta măcar din curiozitate, din când în când. Pentru că întâlnim astfel de imagini în filmările noastre, care nu sunt, cred că, cele mai potrivite, nu pentru cei ce ne urmăresc, dar cred că pentru Domnul nostru care de fiecare dată se uită la noi. Dacă El își face timp să vină aici, dacă El este aici, El e nevăzut aici, noi nu-L vedem, dar știm că e aici. Credem din toate, credeți că e aici Domnul? Slăbiți să fie numele Lui. Atunci așa să ne comportăm ca și când El este aici, urmărește orice mișcare a noastră, orice gest al nostru, orice discuția noastră, ce căutăm prin buzunare, ce scoatem din buzunare, ce facem în casa lui Dumnezeu. Așa să ne comportăm aici, pentru că este spre binele nostru. Va fi o mare binecuvântare când Domnul va aprecia inclusiv atitudinea noastră în casa lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Noi avem această obligație să vă reamintim. Uneori sună poate a dojana asta, vă rog să nu o considerați așa. Este spus totul din dragoste, pentru că vrem cu toții, nici unul să nu se piardă. În orice lucrare a oamenilor pe pământ există și pierderi. Pierderi în activitățile oamenilor, dar în lucrarea Domnului ar fi dezastru. Să se piardă suflete în drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Doamne, nu îngădui lucrul acesta. Vrem toți cei ce suntem aici, gazde și oaspeți, frați și surori, bărbați și femei, copii și părinți,
toți cei ce suntem aici, să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În mod deosebit și în seara aceasta spunem bun venit oaspeților. În seara aceasta dorim să salutăm din nou reveniți în Australia, la Perth, familia Prisăcaru, pe fratele Gheorghe și pe sora Iulia Prisăcaru, sunt părinții sorei Lia Valcan, au revenit în Australia, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Timpul pe care îl veți petrece aici împreună cu familia, cu rudele dumneavoastră, cu biserica Domnului, să fie un timp binecuvântat pentru dumneavoastră și pentru noi toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sigur că o să-l invit mai târziu pe fratele Gheorghe să aducă un salut de la biserica de unde vine din țară, de la frații din țară, iar sora Iulia mai târziu o să o invit să slăbească pe Domnul recitând versuri. Dacă vă aduceți aminte, sora Iulia are această chemare din partea Domnului să slăvească pe Domnul recitând versuri. Dumnezeu să îi binecuvinteze pe amândoi. Tuturor fraților, surorilor, oaspeți sau prietenilor care sunt în seara aceasta în casa Domnului, dorim Dumnezeu să îi binecuvinteze. În timpul ce îl avem la dispoziție, dacă sunt frați și surori care doresc să mai slăvească pe Domnul cântând în seara aceasta alături de corul bisericii și de grupul de laudă, vă rog să ne comunicați, să putem să o facem împreună și să-L lăudăm pe Domnul. Sigur că cred că se observă o mare lipsă de frați din biserică, mulți sunt plecați la convenția de la Gold Coast, care doar s-a încheiat câteva ore în urmă, mulți sunt plecați în concedii în perioada aceasta, dar Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți, dar să ne binecuvinteze și pe noi aici, să ne facă parte de harul Domnului și de binecuvântările Lui. Slăvim pe Domnul cu toții cântând și în timpul acesta, dacă sunt frați și surori care doresc să-L slăvească pe Domnul, să-mi facă de cunoscut. Și în timpul care ne stă la dispoziție, îl lăudăm pe El, ne rugăm, ascultăm cuvântul Domnului și glorificăm numele Lui. Slăvit să fie El în veci. Amin. Te laud că și-ai iubit sufletul meu.
slăvit să fie Domnul. Corul bisericii va slăvi pe Domnul cântând, apoi îl invit pe fratele Gheorghe Prisăcaru să aducă saluturile din țară și Dumnezeu să-l binecuvinteze. După saluturile pe care fratele Gheorghe le va aduce, copiii din familiile Asuenci și Gal vor slăvi pe Domnul cu o cântare, mai exact fetele din aceste două familii. Dumnezeu să le binecuvinteze. Este vorba de fetele fratelui Andrei și a sorei Gabi din România, Asuenci, care sunt încă în vizită la noi aici, împreună cu fetele familiei Gal. Dumnezeu să le binecuvinteze. Apoi, după aceasta, rog pe sora Luciana să slăbească pe Domnul cântând și în urmă sora Prisăcaru. Iulia slăvește pe Domnul recitând versul. Dumnezeu să primească toată jertfa noastră. Amin.
Pacea Domnului. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră și aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. O iau ca o binecuvântare din partea Domnului, venind dintr-o biserică mai mică și Domnul din când în când ne dă harul acesta să venim să fim într-o biserică mai mare, unde să ne bucurăm în prezența Domnului. Frații din România, vă transmit salutări și pacea Domnului de acolo. Domnul s-a îndurat și de noi, poate primiți vești proaste câteodată, dar Domnul a binecuvântat și România și ne binecuvintează pe fiecare. Niciun copil al lui nu va duce lipsă niciodată, atâta timp cât să încrede în Domnul. Frații de acolo ne-au transmis un salut și acesta este din Filipeni, din capitolul 4, cu versetul 4, începând până la versetul 8 inclusiv. Și acest verset spune: bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pentru asta. Am o pace ca o mare, am o pace ca o mare, am o pace ca o mare în inima mea. Am o pace ca o mare, am o pace ca o mare, am o pace ca o mare în inima mea. Am bucurie ca fântâna, am bucurie ca în inima mea.
Cer scuze, dar nu am trimis bilet să cânt. Dar rog pe Domnul să mă întărească. Te așteptăm în rugăciune să ne cercetezi, Iisuse. Te așteaptă nepovorați și acei greu încercați. O Iisuse, o Iisuse, te așteaptă nepovorați și acei greu încercați. O Iisuse, o Iisuse, te așteaptă și părinții plânegând cu lacrimi fierbinți, plâng că sună pierduți în lume, alor fi să-i chem pe nume. O Iisuse, o Iisuse, plâng că sună pierduți în lume, alor fi să-i chem pe nume. O Iisuse, o Iisuse, pe acei ce s-a suprit și adeseori bat șugurit, de cei dragi din al lor casă, crucea pe umeri le apasă. O Iisuse, o Iisuse, de cei dragi din al lor casă, crucea pe umeri le apasă. O Iisuse, o Iisuse, te așteaptă și orfanii să le fi tată și mamă. N-au pe nimeni pe pământ, doar pe tine, Tată Sfânt. O Iisuse, o Iisuse, n-au pe nimeni pe pământ, doar pe tine, Tată Sfânt. O Iisuse, o Iisuse, pe acei ce ne suferință mă iau, Doamne, și ei o dorință să viați la patul lor, să te atingi de trupul lor. O Iisuse, o Iisuse, să viați la patul lor, să te atingi de trupul lor. O Iisuse, o Iisuse, când în slavă vei veni, Doamne, după ei tăi copii. Ah, mi-e dor de-a ta venire, vino, vino, scumpe mire. O Iisuse, o Iisuse, ah, mi-e dor de-a ta venire, vino, vino, scumpe mire. O Iisuse, o Iisuse. Slăviți să fie Domnul! Nădejdea, să nu vă copleșească întristarea, purtați în voi nădejdea mântuirii, oricât de lungă fi va încercarea, se vor sfârși durerile iubirii. De-ar fi un munte lespedea tăcerii, de la pământ și până în ceruri sus, toți vor sări în ziua învierii, când va striga cu glasul său Iisus. Și cei ce stau în taină și așteptare se vor trezi din dulcile lor somn. Cei credincioși nu stau în disperare când au pe Iisus Salvator și Domn. Da, partea noastră este bucuria, ori pe pământ, ori dincolo, tot una. Cât de frumoasă fi va veșnicia, cei ce au luptat primi vor și cununa. Nu-i întristare pentru cel ce crede, indiferent ori și ce s-ar ivi. El prin credință pe Iisus îl vede și înapoi nici când nu va păși. Deci cu nădejde să pășim înainte,
că ziua aceea va veni precis, când cei aleși și vor din morminte spre întâmpinare, după cum e scris, și ne-om vedea cu ai noștri fiecare, indiferent de ani de putrezire, depinde doar de a noastră ascultare și de a-mi păstrați haina de insubțire. Căci Domnul a zis, la masa mea aleasă, cu Avraam, Isaac și Iacov, vor prânzi cei dintre neamuri care au fost mireasă, îl vom vedea în minunata zi. Rămâne însă o singură întrebare. Să fiu la nuntă, ce ar trebui să fac? Răspuns ne dă Iisus la fiecare. În lumea aceasta, lui să-i fiu pe plac. Aici e cheia marilor secrete și viitorul veșniciei sfânt. Ei au acum pe fruntea lor pecete ce-i va păzi și în viață și în mormânt. Nădejdea învierii minunată, care ne dai și bucurii și har, putere sfântă ce a fost trimeasă în inima al Duhului Sfânt jar. Nădejdea, deci, e ancora salvării pe marele ocean necunoscut. În ceasul greu, în ceasul disperării, năzăjește în Domnul și a trecut, căci disperarea-i duh de îndoială și îndesnădejde-i greu când ai căzut. Atunci conștiința-ți cere socoteală să dai răspuns la tot ce ai făcut și n-ai să poți prin literă răspunde, acuzat fiind de al tău conștient. De n-ai nădejde nu te poți ascunde, oricât de bun ar fi al tău prezent, de-ai încerca prin sute de corecții, de-ai fi preot și altare să zidești, fără nădejde. Nu pot fi perfecții și nici pe Domnul nu poți să-L slujești. Valoarea aceasta e așa de mare, e veșnicia în har desăvârșit, e prețul sfânt al veții viitoare în cerurile fără de sfârșit. Pe acest altar sunt jertfe curățite în filiera marilor dureri. În încercare sunt jertfele primite, nădejdea-i slava sfinților răbdători, căci încercarea e soră cu răbdarea și apoi nădejdea e floarea tuturor. Deci să răbdăm când vine încercarea și astfel vom fi al Domnului popor. De-ai murmurat, nădejdea ți-este mică și n-ai trecut prin val biruitor, nădejdea-n Domnul nu cunoaște frică și nu se clatină așa ușor. Atunci, când încercarea mai adâncă este și lovitura de nesuportat, abia atunci nădejdea noastră se împletește cu dragostea cu care am răbdat. Când valurile fără de măsură ne par că vasul l-au învăluit, abia atunci trăim după Scriptură, abia atunci spre ceruri am pornit. Dar cine poate oare să pătrundă aceste frumuseți de nedescris, că în suferință Domnul a vrut să ascundă cărarea care duce în paradis? Dar cine poate oare să priceapă puterea acestui har adevărat, căci din durere durerile te scapă când pentru ceruri tu te-ai devotat? E greu să înțelegi Scriptura, ce te învață mai întâi să dai. În suferință ți se ia măsura veșmântului ce ai să-l porți în rai. De n-ar fi fost și dulcele și amarul, nu s-ar cunoaște prețul fericirii. De aceea trebuie mai întâi să urci calvarul, apoi coboară harul mântuirii, căci împreună cerul și pământul au adus lumii viață și veșmânt. Deasupra noastră zilnic bate vântul și viața strălucește pe pământ. Și toate acestea au la rădăcină același lut, și negru și murdar. Dar ce frumoasă-i floarea din grădină, ce piparat e bobul de muștar. Iubirea lui pe toate le împletește, și eu și tu din lut am răsărit.
În veșnicie însă El dorește ca să trăim etern, fără sfârșit. Deci binecuvintează, frate, soră, harul, ce-n desnădejde vrea să te ridici și prin iubire să urci mai sus calvarul și boala, moartea, să nu te înfrice, căci sus, acolo, toate vor dispare și va rămâne una, doar iubirea. Pe mii și mii de fețe strălucește din Domnul Dumnezeu neprihănirea. Amin. Amin, slăvit să fie Domnul. Urmează să ne rugăm Domnului. Cuvântul Domnului, din pasajul care l-am citit, are o concluzie și spune Apostolul Pavel bisericii din Filipi. Gândul acesta, adică ca o concluzie a tot ce el dorea pentru sine ca să împlinească în slujirea lui pe pământ, Pavel spunea că dorea și pentru biserica din Filip și eu cred că Duhul lui Dumnezeu dorește și pentru biserica noastră. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Auziți, iubiți frați, cum ne consideră cuvântul lui Dumnezeu, oameni desăvârșiți în drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Doamne, fă din noi toți oameni desăvârșiți și să ne însuflețească și pe noi gândul acesta. Ce gânduri avea Pavel? Să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și puterea învierii Lui. Să ajungă cu orice preț, spunea el, dacă e posibil, la învierea din morți. Spunea el că dorește un singur lucru, să ajungă să dobândească premiul chemării cerești, premiul alergării lui spre împărăția lui Dumnezeu. Și cred că niciunul dintre noi n-are un alt deziderat, o altă dorință decât să împlinim, să ajungem la aceleași lucruri pe care Apostolul Pavel le dorea pentru biserica din Filip și personal și le dorea el. El spune, de fapt, în această scrisoare, în acest pasaj, eu doresc aceste lucruri, aceasta dorea Apostolul Pavel și doresc din toată inima ca să fie și gândul nostru și dorința noastră, să ajungem și noi, oameni desăvârșiți, cum ne numește cuvântul lui Dumnezeu, să avem aceleași gânduri, aceleași nevoințe, aceleași dorințe. În rugăciunea pe care o vom face în momentele următoare, aș dori să ne rugăm Domnului pentru cele trei familii care sunt pe lista de rugăciune în săptămâna ce ne stă înainte. Familia fratelui Nelu Horva și sora Vijica, toată casa lor, toți copiilor, pe Hedesa cu casa ei, Vlad și Stephanie, Dumnezeu să-i binecuvinteze toată casa lor și să-i țină în harul Lui, în mântuirea Lui. Ne rugăm pentru familia Hule, pentru fratele Mihai, sora Rodica, pentru toți copiilor, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei să-i țină în harul Lui, să-i țină în mântuirea Lui. Și ne rugăm pentru fratele Beni și sora Nicoleta, Iacob și toți și fetelor și copiilor, tot ce au ei, nepoți, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i țină în harul Lui. Dar Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile bisericii, să ne țină pe toți în harul Lui, până la sfârșitul călătoriei pe pământ, ca să putem să împlinim ceea ce Apostolul Pavel dorea pentru fiecare dintre noi. Și gândul acesta să nu ne părăsească niciodată. Gândul acesta care l-avea Pavel pentru el și îl dorea pentru frații din Filip, să fie și gândul bisericii din Perth pentru anul 2019. Gândul acesta să ne însuflețească și pe noi în toată călătoria și să spunem, Doamne, vrem să cunoaștem puterea învierii Tale, părtășia suferințelor, spune Apostolul Pavel, să fie asemenea cu moartea Domnului Iisus Hristos, să fie viața Lui asemănătoare ca Domnului Iisus Hristos și aceea să fie și dorința noastră. Apoi ne rugăm Domnului pentru frații și surorile bolnave din biserică. Avem așa mulți frați și surori bolnavi, lista este așa de mare, lista este așa de mare și ne rugăm Domnului pentru ei ca Dumnezeu să se îndure de ei. Unii dintre ei nici nu pot veni la casa lui Dumnezeu. Ne rugăm în mod special pentru fratele Traian, care în seara aceasta nu e aici. E sora Adriana aici, e fratele John, e Mia aici. Dar fratele Traian n-a putut veni nici în seara aceasta. Dumnezeu să se îndure de el. Și dacă ne ascultă și ne urmărește programul din biserică, atunci când biserica Domnului se roagă pentru el, să simtă ajutorul Domnului și cercetarea Domnului și întărire din partea lui Dumnezeu, că biserica este alături de el, se roagă, îl susține în rugăciune. Și pentru toți frații și surorile din biserică, frații și surorile în vârstă, frații și surorile bolnave din biserică, avem tineri și copii de-ai fraților noștri bolnavi,
Dumnezeu să se îndure de toți, dar avem o listă lungă de frați și surori care din alte biserici s-au adresat bisericii noastre să-i susținem în rugăciune înaintea Domnului și toți sunt cuprinși în această listă pe care o avem în biserica noastră. Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. Apoi ne rugăm Domnului în mod special pentru timpul de evangelizare. Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Daniel în seara aceasta când va vesti cuvântul Domnului și să-l inspire și să-i dea ungere proaspătă. Ne rugăm Domnului în mod special pentru timpul ce-l vom avea împreună cu fratele Aurel Gheorghe. Așa cum cunoașteți cu toții, va fi o perioadă când la sfârșitul săptămânii viitoare fratele Aurel va ajunge la noi și va fi cu noi pentru 4 zile, 5 zile chiar. Dumnezeu să binecuvinteze timpul acesta să ne putem bucura ascultând cuvântul Domnului. Dumnezeu să cerceteze biserica noastră. Este un mesaj pe care fratele Aurel îl are și îl transmite cu atâta dor și cu atâta patos și cu atâta strângere de inimă în același timp. Dorește ca tot poporul Domnului, toată biserica lui Dumnezeu, toți cei ce avem această pretenție să ne numim copii al lui Dumnezeu, să fim cu adevărat copii al lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze lucrul acesta în viețile noastre ale fiecăruia. Ne rugăm Domnului și pentru familia aceasta din Roșia, din județul Bihor, care trece prin această situație grea în vremea aceasta, când mamă la 11 copii a fost chemată acasă de Domnul, bolnavă fiind de cancer într-o perioadă scurtă, Dumnezeu a chemat-o acasă la numai 44 de ani. Dumnezeu să îndure de cei 11 copii și să le poarte de grijă. Noi știm că avem un Dumnezeu care poartă de grijă copiilor lui și credem că și pentru această familie Dumnezeu va purta de grijă. Pentru aceste motive vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm Domnului și să stăruim înaintea Domnului ca El să-și ducă la îndeplinire lucrarea care o are în biserica noastră, în familiile noastre, în slujirea ce o facem și toate să fie pentru gloria și pentru slava numelui Lui mare. Amin. Ne rugăm Domnului.
numele Tău sfânt în veci de veci. Amin. Vă invit să vă reașezați. Urmează să slăvim pe Domnul cu toții cântând. În timp acestei cântări dăruim Domnului darurile noastre de bunăvoie. Așa cum cunoașteți cu toții, în săptămâna, în duminica în care avem cina Domnului, darurile care noi le oferim la Biserică Domnului au o destinație specială, situația fraților, surorilor noastre sau bisericilor din alte părți. Așa cum s-a anunțat și azi dimineață, în această după-amiază, pe lângă cazurile obișnuite din biserica noastră, Radio Vocea Evangheliei, Căminul din Șolonț, avem și această familie Bolojan din Roșia, județul Bihor. Dumnezeu să pună pe inima noastră să ne deschidem inima pentru a fi alături de această familie care trece prin încercare și a veni în ajutorul acestor copii care cred acum că fără mamă sunt tare disperați, dar să observe că Dumnezeu ține loc de mamă, ține loc de tată, ține locul oricărei persoane dragi pe care o ia mai devreme sau mai târziu dintre noi și le duci, îi duci acasă. Dumnezeu să se îndure și de această familie. Cântăm Domnului, dăruim Domnului și apoi fratele Sebi și sora Otilia vor slăvi pe Domnul cântând. Corul bisericii va mai slăvi pe Domnul cântând și apoi ascultăm cuvântul Domnului. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Daniel, care va vesti cuvântul Domnului și pe noi toți. Amin.
Strălucirea